Dacă vrei să cumperi coins, nu uita să intri pe fifaultimateteamcoins.com. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Career Mode cu Liverpool. Urmează rejucarea cu Fulham în FA Cup, bineînțeles, pentru că în altă parte nu avem cum să rejucăm. Cred că decât în competiția asta se pot rejuca meciurile în caz că se termine egalitate. Începem acest meci cu Minolet în poartă, Danilo, Škrtel, Sako, Filipe Luis, Shaqiri, Gerrard, Henderson, Sterling, Luis Suarez și în atac Ya Konan. Jucătorii sunt destul de obosiți, unii dintre ei, nu toți, dar iată că avem destui jucători cât să jucăm la doar o zi distanță, ceea ce probabil nu se întâmpla dacă nu făceam niciun transfer. Ok, hai să începem! Ok, hai să vedem Fulham. 1-1 în tur, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact, 1-1 parcă, sau 0-0, 1 sau 0-0, nu mai știu sigur, am uitat pur și simplu. Ok, Mitroglu foarte bine, Gerrard luptă și iată că recuperăm mingea. Acum Suarez către Steven Gerrard. Steven Gerrard o pasă către Ya Konan. Ya Konan de aici, băiete! Ya Konan înscrie minutul 4. Superb, superb, frumoasă fază, multe pase bune și o celebrare dementă, bineînțeles. Minutul 4, Ya Konan înscrie. S-a dus bine, o preluare excelentă și cu stângul, el fiind un jucător de picior drept. Frumos, s-a descurcat extrem de bine acolo noul nostru jucător, Ya Konan. Suarez către Raheem Sterling, Sterling se duce, Sterling se duce, Sterling e dement, iată că are o viteză extrem de bună, Sterling este în care acolo Ya Konan. Din păcate respinge fundașul, care este mult mai înalt decât Ya Konan, mă rog, nu chiar mult, dar totuși e o diferență destul de mare. O pasă acolo interesantă a lui Henderson, luptă lui Suarez, a pus în cap doi jucători, dar nu se dă fault. Mersi arbitre, apreciez lucrul ăsta. Shaqiri și întoarce Shaqiri, încerc să caut acolo un șac atac, n-am reușit din păcate. Suarez, lui Suarez întoarce bine, check, ball control de excepție, Stekelenburg respinge în corner. Îmi creez multe ocazii, asta este ceea ce contează, băieți. Shaqiri este capitan, se pare, o centrare acolo, nu știu cum dracu a vrut să dea ăla. Pas acolo la Henderson și acum Steven Gerrard. Steven Gerrard către la Raheem Sterling. Raheem Sterling, poziție bună de centrare și Ya Konan reușește dubla. Din nou Ya Konan. Ia-o pe bot, băiete. Facem celebrarea lui Usain Bolt. Senzațional, bă, Ya Konan ăsta e bun, e extrem de bun, v-am spus eu că este o bestie adevărată, îl știu de la Ultimate Team, este pur și simplu mirific acolo. Sau nu, n-a fost offside, iată, era să mă păcălesc, să vedem o centrare, nu, pasează, pasează Sterling, sau hai, fă un fake shot și este penalty, trebuie, fault clar acolo la Raheem Sterling și bat cu Suarez, bineînțeles, trebuie să-l facem goal getter all time. Lui Suarez, haide să vedem. Suarez înscrie fără nicio problemă. Și haide să cântăm, sinfonia lui Suarez începe. Nu așa că nu se aude nimic. E bine, dar nu se aude nimic. Da, 3-0 cu Fulham în FA Cup. Echipa mea s-a dezlănțuit din nou. Numai scoruri din astea facem, se pare. Shaqiri din nou. Acum Suarez. Și hai să checăm din nou, pasă către Shaqiri, iată că iese pasa, Xherdan Shaqiri! Dacă ieșea asta era nebunie curată, dacă Gerrard dădea un asemenea gol. Acum Xherdan Shaqiri, iată-l cum trece, iată-l, ia-i urma adversarule, o centrare acolo, Ya Konan! Dacă mai ieșea și asta, era meciul lui Ya Konan, oricum cred că este meciul lui, a făcut o partidă de senzație, însă iată că ia fața Suarez, reușește și el o dublă, ce pasă genială acolo printre fundași, ce pasă de geniu a lui Henderson, iată, doi fundași acolo n-au reușit să îl deposedeze pe Suarez și o finalizare simplă pe lângă Stekelenburg, totuși Fulham e Fulham, nu se poate compara cu Liverpool. Lui Suarez o pasă către Ya Konan. Hai să vedem, poate încercăm un hat-trick, să forțăm hat-trick-ul cu Ya Konan. Stekelenburg respinge, lui Suarez nici el nu reușește să-l dea cel de-al treilea gol, din păcate. Și acum Swedwell va începe un contraatac probabil, însă nu prea au cu cine, ăștia au jucători extrem de lenți. Excelent Gerrard. Steven Gerrard, o pasă direct la Sidwell. Bă, pe bune acum. Deci o pasă bună. Final, băieți, mergem mai departe în FK 4-0, dominare totală, o dublă de la Suarez, una de la Ya Konan. Și să vedem cine e un meciul. Ya Konan 9.9, iată ce meci face acest jucător senzațional. 4 șuturi din 4 pe poartă, 4 pase din 4 complete, 4 driblinguri din 5 complete și cam astea sunt statusurile lui Ya Konan. 2 goluri din 4 șuturi, este extrem de bine, zic eu. Și iată că Ya Konan ne dovedește că este un transfer reușit. Da, West Bromwich Albion pe ultimul loc, se pare. O să simulăm meciul ăsta, dar o să fac o echipă mai de rezervă așa. Da, Lucas Leiva revine după accidentarea care l-a ținut vreo 5 săptămâni, dacă nu mă înșel, pe bancă. Ups, vreau să dau la calendar, de ce dracu mi-a dat tables, în fine. Hai să simulăm meciul ăsta până la meciul cu Everton. Sunt curios. Stoke, iată că am picat cu Stoke în FA Cup. Echipa care mi-a pus destul de multe probleme. Din păcate. Se pare că am pierdut cu ei când am simulat atunci. 2-1 parc sau nu mai știu exact. În fine. Press conference, căcat, nu mă interesează asta. Hai să facem echipa pentru meciul următor. N-am și uitat să vă arăt ce am făcut ăștia. Se pare că am făcut un egal. Iată. 1-1 cu West Bromwich. Cu ultima clasată. Bă, groaznic, groaznic. Da, o să joc cu Minolet în poartă, bineînțeles. Danilo, Škrtel, Touré, Filipe Luis, Sterling, Ronaldinho, Coutinho, Henderson. De ce e Henderson? What the... Stai, că nu-i bine ceva aici. Shaqiri, dar nici n-am fost atent, se pare. Henderson, Shaqiri, Suarez și, bineînțeles, Ya Konan în atac, care a luat un 9,9. Meciul trecut pe care l-am jucat cu Fulham în FA Cup. Hai să jucăm acum cu Everton. I-am bătut în tur, dacă nu mă înșel, la scor. O să facem asta și în acest episod, să sperăm. Ok, ei au lovitura de start. Să vedem, Lassana Traoré ăla. Da, cred că ele. McCarthy, să vedem, Miralas. Pasă acolo la McCarthy. Sperăm că o victorie o să fie una lejeră, de ce nu? Miralas, iată. Miralas la marginea careului, mulți belgieni talentați în aceste vremuri. Opa, Barkley, Traoré, Lassana Traoré acolo, pasă către Pienar. Și acum către Traoré, pericol mare, Traoré! Ho, ho, ho! Să tot dai așa. Oricum a fost o poziție grea. Nici Suarez nu cred că înscria de acolo, să fim serioși. O minge extrem de grea, însă a ieșit bine pentru mine, normal. Era și logic. Ya Konan pleacă bine, o pasă de la Suarez către Ya Konan. Ya Konan! Akinfeev respinge. Am uitat că Akinfeev în poartă, un portar genial. Rusul Akinfeev, portarul național, cred. Și acum Suarez prinde din nou Akinfeev, aproape să intre cu mingea în poartă sau a fost pe lângă? În fine, nu mai contează atâta timp cât n-a fost, nu? Oh, Miralas, foarte bine, Touré acolo l-a blocat și a blocat și contraatacul, ceea ce este mult mai important. Filipe Luis acolo versus Miralas, recuperează Touré. Din duelul ăsta a câștigat Touré. Se pare o pasă acolo către Ya Konan. Jachielsa a ajuns primul. Foarte bine, Sterling recuperează. Raheem Sterling trece extraordinar. Raheem Sterling pe jos, aproape acolo de un autogol sau o gafă ceva. Însă Akinfeev este portar mare, iată că aproape a degajat în jucătorul meu. Raheem Sterling, o centrare către Luis Suarez. Gol! Liniștea se pune acum pe fanii celor de la Everton. Exact. 27 de goluri pentru Luis Suarez în acest sezon, în toate competițiile, bineînțeles. Cele mai multe în campionat, logic, pentru că aici avem cele mai multe meciuri, dar nici în Champions Cup nu are foarte puține. Adică, mi se pare că e goal-getter, dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc lucrul ăsta. Trebuie să prind acum Škrtel, doamne, Minolet, și o face, bineînțeles. Să vedem o centrare acum. Oh! Ca la wrestling acolo, direct în spatele genunchiului a intrat ăla. Cred că e Ya Konan, uitați-vă, kamikaze Ya Konan. Forță, wow. Păi erau, ăla nu mai avea genunchi și Ya Konan nu mai avea cap. Dacă se întâmplă asta în realitate. Cum s-a dus acolo kamikaze Ya Konan, așa o să-i zicem. Lukaku este mai mare pericol cu Lukaku totuși decât cu Lassana Traoré, este mai mobil Lukaku, ce spuneam, iată. Oh, nu-mi place când am de dreptate. 6 goluri pentru Romelu Lukaku. Iată că bestia, what, ce era fața aia pe... Ce față făcuse Škrtel, l-ați văzut și voi? Sau mi s-a părut mie? În fine, puneți pauză și uitați-vă dacă vreți să aflați adevărul. O să pun și eu o să mă uit. Din păcate, să vedem acum o centrare către un tip acolo, nu știu cine era, Pienar, Minolet, mă scapă de această ocazie uriașă a lor. Devin periculoși, se pare. Lukaku, iată cum se împiedică jucătorii mei unul pe celălalt. Recuperează Danilo, ajutat de Škrtel. Foarte bine, foarte bine, ieșim de aici. Luis Suarez. Suarez o pasă către Ronald, nu, către Ya Konan, pardon. Ya Konan, haide Ya Konan, Nachimfev. Magistral în acest meci acest portar. A apărat cam tot ce se putea apăra. La lovitura de cap a lui Suarez nu prea a avut ce face. Aproape de un egal, se pare. Un egal nu prea bun, dar totuși Everton e o echipă decentă, chiar spre bună. Final, da, pe teren propriu, 1-1, din păcate. Na, episodul viitor vom avea 2 meciuri cu Stoke City în FA Cup și cu Borussia Dortmund. Iar mai apoi, în episodul, peste 2 episoade, o să avem finala, prima noastră finală, șansa de a câștiga primul trofeu, Capital One Cup, finala cu Newcastle. Da? Se anunță un program extrem de încărcat aici, din păcate. Nasol tare, dar asta este. Mai avem foarte puțin până la finalul campionatului, se pare, nu mai așa mult. Mai sunt multe meciuri, dar... Uite că aici nu prea sunt 2 meciuri, aici 5, iar aici tot 5. În campionat, bineînțeles. Avem și cupele, care probabil vor ține destul de mult. Nu știu dacă vom trece de BVB, să sperăm că o să trecem și că o să ajungem în finală. Cel puțin o să ajungem acolo. Obiectivul normal este să câștigăm tot ce se poate câștiga. Însă destul de greu cu campionatul, unde nu mergem tocmai bine în ultima vreme. Din simularea aia am obținut doar un punct și pe terenul, pe terenul meu cu Everton am obținut tot un punct, meci jucat. Sunt pe locul 2, iată că s-au distanțat cei de la Manchester United. O să urmeze meciul direct cât de curând, așa că o să mai avem o șansă atunci, poate atunci. Deși destul de greu de crezut. Trebuie să se încurce și au doar o înfrângere, mă! În realitate nici n-au prins loc de Europa. Teribil. Da, băieți, episodul de astăzi se termină aici, punem punct, tragem linie și per total sunt destul de nemulțumit, zic eu, chiar dacă ne-am calificat mai departe, totuși Fulham nu e așa o echipă mare. Egalul ăla a fost dezastruos. Oricum, cam asta a fost, eu am fost cu Alex.